La sesiunea festivă de deschidere a lucrărilor Simpozionului Național de Pedagogie Creștină au luat parte reprezentanți ai mediului academic și universitar, precum și autorități de stat. Președintele Academiei Române, Ionel Valentin Vlad, a adresat mesajul înaltului for către asistență. Domnia sa a remarcat și importanța pe care o are Trinitas TV în promovarea educației creștine. În cei 149 de ani de existență, Academia Română a conlucrat strâns cu biserica. Am fost legați prin cele mai importante lucruri pe care le are națiunea română. Prin credință, limbă, prin unitatea noastră. Și reprezentanți de seamă ai bisericii s-au numărat printre membrii ei de onoare. În același timp, Academia acordă o prețuire deosebită familiei și școlii. Unul dintre programele fundamentale, interdisciplinare, în strategia pe care o elaborează Academia, este școala și educația. Și v-aș ruga să fiți siguri că educația creștină este unul din punctele pe care le vom introduce în acest punct de vedere al Academiei Române. Aș vrea să vă mai spun că urmăresc cu încântare canalul de televiziune Trinitas. Îl consider că este cel mai bun canal cultural pe care îl avem. Sunt dezbateri extrem de interesante pentru oricine și poate că în cadrul lor, într-o serie, ar putea ca să fie și unele lecții model care după aceea să fie preluate în școli, ținute de cei mai buni dintre pedagogii noștri în acest domeniu. Sunt foarte multe lucruri din care înveți, într-adevăr, la acest canal de televiziune, care își îndeplinește cu prisosință misiunea de informare, dar și de educare creștină, cu mijloacele moderne. Domnul Victor Opaschi, secretar de stat în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, a transmis de asemenea un mesaj în deschiderea lucrărilor, în care a fost evocată personalitatea Sfântului Ioan Gură de Aur. Mi se pare important ca acum, când în spațiul public și în special în mass media s-a relansat dezbaterea asupra rolului educației religioase în societate, asupra drepturilor elevilor și părinților, asupra rolului bisericii în procesul de educație, dar și a metodelor educative folosite în acest context, la o redescoperire, dincolo de suprafață, a prospețimii modului de gândire al Sfântului Ioan Gură de Aur. Cu acest prilej a fost transmis și mesajul Universității din București prin rectorul său, profesor universitar dr. Mircea Dumitru. Desigur, așa cum s-a evocat deja aici, ecourile dezbaterilor și ale controverselor, de multe ori confuze și rău orientate, ca să nu spunem chiar rău intenționate din ultima vreme, cu privire la locul și rolul predării religiei în școlile din România, nu s-au stins încă. Și cu siguranță lucrările simpozionului dumneavoastră vor reflecta această chestiune foarte importantă de pedagogie socială, întrepătrunsă cu predarea religiei și cu intervenția activă a educației religioase în modelarea personalității tinerilor studioși și în formarea și consolidarea sistemului de valori pe care îl asigură și îl transmite școala și educația în general. De asemenea, a fost transmis un mesaj din partea Ministerului Educației și Cercetării Științifice prin delegatul instituției Romeo Moșoiu. Cunoașterea elementară și de profunzime a reperelor de spiritualitate creștin-ortodoxe prin intermediul pedagogiei creștine, precum și conturarea profilului spiritual-moral al elevului în vederea interiorizării și adoptării unor tipuri de comportamente ghidate axiologic, devin nevoi educaționale cărora le răspunde ora de religie. Lucrările Simpozionului Național de Pedagogie Creștină se desfășoară pe parcursul a două zile, 28 și 29 aprilie.